un regim. România a propus un acord de asistență financiară în valoare de 150 de milioane de euro pe o perioadă de 5 ani pentru Republica Moldova. Putem împreună să rezolvăm mult mai bine problemele cu care ne confruntăm în această perioadă dificilă. Guvernul Republicii Moldova a avut și va avea întotdeauna sprijinul Guvernului României, indiferent cine este prim-ministru, cine sunt miniștri, este un sprijin de principiu și un sprijin necondiționat și cred că prin acțiunile noastre comune ne facem datoria față de cei care așteaptă și azi, dar și față de cei care cred în viitor, în destinul nostru comun. La rândul său, premierul Republicii Moldova, Valeriu Streleț, a mulțumit guvernului român pentru suportul oferit țării noastre în ultimii ani. Apreciem decizia politică, hotărârea politică de a acorda Republicii Moldova un ajutor financiar rambursabil, o asistență financiară rambursabilă pe un termen de 5 ani cu dezbursarea în anul curent a 60 de milioane euro în condiții avantajoase, așa cum a menționat și domnul prim-ministru Ponta, cu mențiunea că Republica Moldova nu intenționează să consume acești bani pe domenii neproductive. Noi avem intenția să reanimăm proiectele investiționale care au fost temporar suspendate din motivul absenței suportului bugetar de la partenerii de dezvoltare pe care contam atât de mult în contextul unor anumite perioade de instabilitate politică și condiționări de reforme. Asistența financiară va avea o dobândă de 1,5%. Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, și-a dat demisia. Acesta i-a acuzat pe politicienii de la Chișinău de implicare în treburile Băncii Naționale a Moldovei. Drăguțanu a declarat că Banca Națională a fost manipulată de cei care au pornit frauda de la Banca de Economii. Acesta a mai spus că demisia de la BNM nu va rezolva problema de la această instituție. Cred că a venit momentul când politicienii să răspundă pentru acțiunile lor, să nu mai încerce să pună acțiunile lor pe seama instituțiilor, inclusiv a Băncii Naționale. A venit momentul să răspundă inclusiv pentru modul în care încearcă să destabilizeze situația de la Banca Națională din motive foarte ușor de intuit. Vreau să fie foarte clar, faza a doua a investigației CRO nu este dorită de ei. Însă ei știu că nu o pot opri și încearcă măcar să complice procesul de negociere și să amâne semnarea contractului cu CRO. Mai întâi premierul ne-a spus că selectarea CRO s-a făcut netransparent, fără să aibă vreun argument serios în acest sens. I-am atras atunci atenția că o nouă licitație înseamnă încă 6 luni pierdute. I-am explicat și de ce. Parcă am înțeles, dar apoi ne-am trezit cu un alt argument de la premier, că prețul e prea mare, în condițiile în care negocierile nu sunt finalizate. Mie mi-a fost foarte clar că se dorește discreditarea companiei CRO sau amânarea semnării contractului într-o formă sau alta. Decizia lui Dorin Drăguțanu este una responsabilă pe care o calificăm drept una curajoasă. El își asumă responsabilitatea în situația din sistemul financiar bancar, a declarat premierul Valeriu Streleț. Desigur că momentul când a fost făcut această declarație sau momentul când a fost prezentată cererea de demisie predică anumite semne de întrebare din motive că suntem exact în ajunul vizitei Fondului Monetar Internațional. Chiar dacă noi am comunicat cu reprezentanții locale ai fondului și le-am explicat că domnul Drăguțan nu va fi considerat mâine guvernator interimar, ci este guvernator cu depline putere din cauza că până va ajunge interimar încă trebuie să fie respectate anumite proceduri, această demisie, desigur că, sau într-o oricare măsură, ar putea cumva afecta procesul de negocieri cu Fondul Monetar Internațional, dar echipa de la guvern este pe deplin gata pentru aceste negocieri. Potrivit legislației, timp de 3 luni, Dorin Drăguțanu trebuie să asigure interimatul funcției. Dorin Drăguțanu deține funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei de pe data de 6 noiembrie 2009.
Acordul dintre Republica Moldova și România cu privire la modificarea stației de frontieră de la Cristești-Jijia la Socola urmează să fie semnat în decurs de 2 săptămâni. Totodată, testarea tehnică a garniturii numărul 5 modernizate la Pașcani va fi realizată de către CFM până pe data de 1 octombrie. După această procedură va fi lansată cursa feroviară Chișinău-Iași-Socola pe calea ferată cu ecartament larg. Deschiderea traficului feroviar între Chișinău și Iași are drept obiectiv stimularea călătorilor de a opta pentru transportul feroviar. Potrivit administrației căi ferate din Moldova, durata călătoriei nu va depăși 3 ore. Prețul miezului de nucă va fi cu cel puțin 20% mai mic în acest an față de 2014. Fermierii susțin că ieftinirea se datorează faptului că în acest an roada este mai mare, dar și de o calitate mai bună. Președintele Asociației Exportatorilor de Nuci din Republica Moldova, Dumitru Vicol, susține că anual Republica Moldova exportă între 10 și 12 mii de tone de miez de nucă. Roada ajunge în țările arabe, Uniunea Europeană, dar și în statele CSI. Pe piața locală rămâne aproximativ 1% din miezul de nucă recoltat. Anul trecut, prețul miezului a fost cel mai mare din ultimii ani, de aproximativ 10 euro pentru un kilogram. O avocată din Soroca a fost reținută în flagrant delict de ofițerii CNA și procurorii anticorupție fiind bănuită de trafic de influență. Aceasta susținea că avea influența asupra judecătorilor din cadrul curții de apel Bălți, pretext pentru care a estorcat și primit 2000 de euro. Potrivit denunțătorului, femeia urma să influențeze judecătorul astfel care acesta să adopte o decizie favorabilă în privința acestuia. Pe acest fapt a fost pornită o cauză penală pentru trafic de influență, săvârșit de 2 sau mai multe persoane dacă va fi găsită vinovată, bănuita riscă o pedapsă cu închisoare de la 2 la 6 ani sau o amendă în mărime de la 60 la 80 de mii de lei. De la începutul acestui an, Centrul Național Anticorupție a reținut pentru acte de corupție 16 avocați. Parlamentul Republicii Moldova nu mai poate fi dizolvat în următoarele 6 luni, ultimele din mandatul actual al președintelui Nicolae Timofti. Acest fapt este prevăzut de articolul 85 din Constituție. Potrivit legii supreme a țării noastre, Parlamentul nu poate fi dizolvat în următoarea jumătate de an a mandatului președintelui Republicii Moldova. Șeful statului, Nicolae Timofti, a fost votat de Parlament la 16 martie 2012 și a depus jurământul de credință la 23 martie același an. Mandatul președintelui este de 4 ani. Asta înseamnă că joi, 23 septembrie, am intrat în cele 6 luni în care legislativul nu mai poate fi dizolvat, chiar dacă în centrul capitale deja de câteva săptămâni are loc un protest non-stop în care se solicită demisia actualei guvernări. La ședința executivului a fost adoptată legea privind protecția mediului înconjurător. Acest proiect interzice introducerea importului, exportul și păstrarea produselor care conțin azbest, cum ar fi foile de ardezie. Cu această ocazie, ministrul mediului Valeriu Munteanu a adus la ședința guvernului un borcan cu azbest. Republica Moldova este unica țară din Europa, iarăși ultimii care aprobă o lege care ar interzice uzul, folosirea azbestului. Cel mai răspândit produs care conține azbest în Republica Moldova sunt foile de ardezie. De 10 ani în urmă au început discuțiile cu intensificare în ultimii 5-6 ani, dar din păcate nu s-a găsit încă resurse până acum politici, în primul rând, pentru ca să fie depășit această problemă. Este demonstrat fără prisosință și nu cred că nimeni o să mai comenteze că aceste produse sunt cancerogene și foarte periculoase pentru cetățenii Republicii Moldova. Argumentul cel mai larg care era invocat până acum este că foile de ardezie sunt foarte ieftine, iar alte produse care ar trebui să înlocuiască aceste produse ar fi scumpe și foarte scumpe. Am verificat chiar astăzi veridicitatea acestei idei și nu este adevărat. O foaie de ardezie costă aproximativ 120 de lei și are 1,5 metri pătrați. Există țiglă metalică care este și mai ieftină decât aceste foi de ardezie, care sunt importate doar din Federația Rusă și Ucraina. Desigur, vor fi deranjați un pic importatorii și distribuitorii, dar primează aici sănătatea cetățenilor noștri, mediul ambient. Uniunea Europeană a interzis utilizarea produselor ce conțin azbest încă din anul 2005, iar România în anul 2007.
Liderul Partidului Comuniștilor Vladimir Voronin pledează pentru alegeri parlamentare anticipate cu scopul de a înlătura de la guvernare Alianța de Integrare Europeană numărul 3. Totuși, el admite că în anumite condiții ar putea fi creată o alianță de stânga între PCRM, PSRM și Partidul Democrat. Despre asta a declarat chiar liderul comuniștilor la un post privat de televiziune. Întrebat dacă ar accepta să fie ales în funcția de președinte cu voturile PCRM, PD și PLDM, Voronin a declarat că depinde de prețul cerut și obligațiile acestuia. Nu cred că ei vor propune, dar ne vom așeza și vom discuta, mai spus liderul comunist. El a mai declarat că noi suntem în așa situație că posibil vom fi nevoiți să votăm socialiștii pentru a scăpa țara de alianță. Moscova se declară indignată de inițiativa ministrului moldoven al apărării Anatol Șalaru, care a anunțat că la Chișinău va fi creat un muzeu al ocupației sovietice. Într-un comentariu al Ministerului Afacerilor Externe rus se menționează și faptul că Moscova califică drept defăimătoare acțiunea de demontare a unui memorial dedicat eroilor tankiști. Aceste acțiuni pot complica relațiile moldoruse, se arată în comentariul citat. Diplomația de la Moscova declară că acțiunile respective ale autorităților moldovene sunt marcate de cinism, în special în anul în care sunt sărbătoriți 70 de ani de la victoria poporului sovietic asupra fascismului. Moscova trage atenția asupra faptului că autoritățile de la Chișinău nu au respectat în ultimii ani convențiile CSI privitoare la monumentele sovietice, nu au reabilitat mormintele militare și nu au reacționat la actele de vandalism asupra monumentelor din timpul sovietic. Barack Obama l-a primit miercuri pentru prima oară la Casa Albă pe Papa Francisco, autoritate morală și totodată un aliat politic al celui de-al 44-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, relatează AFP. O mulțime imensă, aproximativ 15.000 de invitați, a fost prezentă pe vasta peluza Casei Albe pentru a-l primi cu mare pompă pe cel mai populat om din lume în prezent, cum l-a salutat vicepreședintele Joe Biden. Președintele american și suveranul pontif au ținut cuvântări pe rând după ce au ascultat imnul Vaticanului, apoi pe cel al Statelor Unite. Casa Albă dă asigurări că această vizită nu are niciun scop politic. Obiectivul acestei întâlniri este să le ofere celor doi ocazia să discute despre valorile lor comune, a declarat Josh Earnest, un purtător de cuvânt al lui Obama. Este vorba despre a treia vizită a unui papă la Casa Albă după ce Jimmy Carter l-a primit pe Ioan Paul al II-lea în 1979, iar George W. Bush pe Benedict al XVI-lea în anul 2008. Mai mulți reprezentanți ai organizațiilor societății civile au decis crearea unui grup civic preocupat de relația Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internațional, în special procesul de negociere, semnare și implementarea unui nou memorandum între Republica Moldova și FMI. Grupul a solicitat guvernului țării noastre și misiunii Fondului Monetar Internațional ca procesul de negociere a noului memorandum să asigure următoarele condiții: transparență, condiționalități stricte pentru implementarea reformelor structurale, echitate, precizând la fiecare capitol ce concret se are în vedere. Grupul civic susține că va monitoriza procesul de negociere și modul în care principiile menționate au fost respectate de către ambele părți. Republica Moldova preconizează majorarea livrărilor de vinuri și coniacuri, hibrizilor de porumb, precum și alte producții agricole în Belarus. Acest subiect a fost discutat în cadrul întrevederii de la Chișinău a ministrului agriculturii cu o delegație a Belarusului. Subiectele abordate s-au referit la cooperarea bilaterală în domeniul viticulturii și vinificației, livrărilor reciproce de produse alcoolice, în particular majorarea cotei vinurilor și coniacurilor moldovenești exportate. Autorii proiectului Inima Moldovei au prezentat un nou spot video realizat de curând și care ne arată frumusețea conacelor boierești din țara noastră. Conace de Moldova, pagini de istorie. În Republica Moldova sunt 47 de conace care au fost decretate drept monumente de arhitectură, iar în video puteți vedea 10 din ele ce au fost vizitate din zbor. Elita TV vă propune să vă delectați cu frumusețea istoriei noastre.
Republica Moldova este un stat captiv, iar clasa politică trebuie să se așeze la masa de discuții ca să îndrepte lucrurile. Declarații în acest sens au fost făcute de către președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, la un post privat de televiziune. Președintele de onoare al PD a spus că este rușine de ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova. Chiar dacă recunosc că Republica Moldova este un stat capturat, nu înseamnă că lucrurile se vor schimba. Discutam nu de mult cu Vladimir Voronin. Mi-e greu să văd la ce s-a ajuns. De 24 de ani muncim ca să ajungem la aceasta, nu am ajuns la ceea ce ne-am dorit. Din 2009 unele lucruri au degradat. Le dau dreptate oamenilor care au ieșit să protesteze și să ceară o viață mai bună. Dacă aș fi cetățean de rând, aș ieși și eu la proteste. Dar plecarea guvernării nu este o soluție. Trebuie să rezolve starea de lucruri. Cine ar putea veni acum în loc? A declarat Diacov. Fruntașul PDM consideră că de vină pentru situația din țară este instabilitatea partidelor politice și disensiunile din cadrul alianței. Mai mult, Diacov a recunoscut că sunt neînțelegeri și în cadrul PDM și el personal nu întotdeauna este de acord cu deciziile luate. Tiraspolul amenință să blocheze activitatea Comisiei Unificată de Control după ce delegația de la Chișinău a refuzat în cadrul unei ședințe extraordinare a CUC să accepte numirea unui nou membru al Comisiei din partea Federației Ruse. Este o acțiune fără precedent. Ni s-a mai întâmplat ca Chișinăul să nu accepte un membru al CUC din partea Transnistriei, dar din partea țării garant, nu. Acest precedent va avea urmări grave, de aceea am anunțat că partea transnistreană nu va examina chestiuni care interesează partea de la Chișinău până când delegația moldovenească nu va accepta noul reprezentant al Rusiei. Cook, a spus șeful delegației transnistrene în Comisia Unificată de Control, Oleg Belakov. Membrii delegației moldovenești au anunțat că nu au mandat de a vota pentru acceptarea unui nou reprezentant al Rusiei în Cook în absența șefului delegației. A început sezonul virozelor, numărul bolnavilor a crescut săptămâna trecută cu peste 40% potrivit Centrului Național de Sănătate Publică. Astfel, din 14 până pe 20 septembrie, în țară au fost înregistrate 766 de cazuri de infecții respiratorii. Cu doar o săptămână mai devreme, 461 de persoane s-au îmbolnăvit. Datele au fost colectate în municipiile Bălți și Chișinău, dar și în raioanele Cahul, Comrat, Ungheni, Edineț, Oroca, Căușeni și Rezina. În sezonul rece 2014-2015, peste 150.000 de persoane au făcut infecții respiratorii, iar 12 moldoveni au murit din cauza complicațiilor provocate de gripă. Exportatorii din Republica Moldova vor putea accesa granturi de cofinanțare în cadrul unei noi componente a proiectului Ameliorarea Competitivității. Suma finanțărilor nerambursabile va ajunge la 3 milioane de dolari. Pentru cofinanțare vor putea aplica întreprinderile exportatoare sau situate pe lanțul valoric orientat la export din 4 sectoare prioritare: produse alimentare și băuturi, fabricarea produselor electronice și mecanice, textile și tehnologii informaționale. Granturile vor acoperi 50% din costul serviciilor, dar nu mai mult de 200.000 pentru un beneficiar, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei. Proiectul Ameliorarea Competitivității are un buget total de 45 de milioane de dolari, bani oferiți de Banca Mondială, și este pus în aplicare în perioada 2015-2019. Echipa Fondului Monetar Internațional venită în Republica Moldova pentru a discuta un nou acord de împrumut pentru țara noastră nu are mandatul de a semna memorandumul acesta, fiind retras în urma demisiei guvernatorului Băncii Naționale. Totuși, discuțiile cu FMI vor continua, însă documentul va fi semnat atunci când Parlamentul va numi un nou guvernator la BNM. Declarații în acest sens au fost făcute de premierul Valeriu Streleț. Prim-ministrul a explicat că misiunea ajunsă în Moldova avea inițial mandatul de a discuta, negocia și a semna memorandumul cu țara noastră. Însă, după ce guvernatorul BNM Dorin Drăguțanu și-a dat demisia din funcția, mandatului a fost retras. Acum misiunea FMI va activa după un nou principiu. Primul pas vizează evaluarea politicilor curente ale Guvernului și ale Băncii Naționale pe domeniile vitale de dezvoltare și agregarea direcțiilor de politici în perspectivă scurtă și medie de timp. Pasul 2, perspectiva semnării unui nou memorandum după confirmarea de către Parlament a noii conducerea Băncii Naționale. Vom identifica soluții pentru a avea un acord cadru cu FMI în timpul cel mai apropiat. Demersuri deja întreprindem, a declarat Valeriu Streleț. De asemenea, Streleț a subliniat că guvernul își va asuma anumite reforme, chiar dacă acestea vor fi foarte dure.
România vine din nou în sprijinul Republicii Moldova. De această dată, liceele cu predarea în limba română din stânga Nistrului vor beneficia de cărți și manuale în limba română. Aproximativ 200.000 de volume scrise de autori români au fost strânse de Tineretul Național Liberal în cadrul proiectului Suntem Români, Citim Românește. Cele mai multe dintre aceste cărți vor ajunge la liceul Lucian Blaga din Tiraspol. Tinerii români care au donat cărțile pentru școlile din Transnistria spun că este o adevărată plăcere să aduci românismul acasă. Citindu-l pe regretatul poet Grigore Vieru, atât de multă limbă română este în Transnistria, încât și rușii ar putea o să o învețe. Nu este prima acțiune de acest gen. Anterior și alte asociații au donat cărți și manuale românești destinate liceilor cu predarea în grafia latină din regiunea transnistreană. Vicepremierul pentru reintegrarea țării, Victor Osipov, s-a întâlnit cu noul reprezentant politic al Tiraspolului, Vitali Ignatiev. Întrevederea a avut loc la sediul misiunii OSCE de la Chișinău. Pe agenda întrevederii a figurat mai multe probleme, inclusiv libera circulație pe cele două maluri ale Nistrului. Reprezentantul Tiraspolului a insistat și asupra cazului care îl vizează pe fiul așa zisului ministru de interne din regiune, Maxim Kuzmiciov, reținut în Grecia la solicitarea structurilor de drept de la Chișinău. El este acuzat de șantaj și organizarea unei grupări criminale. Vitali Ignatiev are 35 de ani și este originar din orașul Kotovsk, Ucraina. În anul 2011 a fost numit șef adjunct al pretinsului Minister de Externe de la Tiraspol. El a devenit șef interimar al acestei instituții după ce Nina Ștanski și-a dat demisia ca să se mărite cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Studioul moldovenesc de animație Simples a cucerit o nouă distincție, de această dată în Statele Unite. Statuieta polită cu 24 de carate de aur a ajuns în Republica Moldova la prima vedere, seamănă cu copia micșorată a Oscarului. Premiul a fost acordat pentru lucrarea DJ Death Sales. În pofida numărului mare de lucrări expediate la concurs, juriul festivalului a distins lucrarea moldovenească cu premiul Awards of Excellence pentru realizări în sfera animației. În acest an, festivalul a avut un număr colosal de participanți din diferite colțuri ale lumii, precum Australia, Brazilia, Canada, SUA, Marea Britanie, România, Rusia, China, Danemarca, Franța, Japonia, Islanda, Noua Zeelandă și multe alte țări. Studioul de animație Simples, până la ora actuală, a lansat câteva lucrări executate în grafică 3D. Cele mai cunoscute din ele, DJ Death Fails și DJ Death Sales, au donat deja peste 30 de distincții și locuri premiante pe parcursul ultimului an. Atracția principală în orice parc de distracții montan rus împinge tot mai mult limitele fricii și ale megalomaniei. Cel mai recent proiect american va spulbera toate recordurile. Proiectul ce va fi realizat în parcul tematic Cedar Point din Ohio, Statele Unite, riscă să dea fior chiar și celor mai temerari amatori de distracții extreme. Programat să fie dat în exploatare în vara anului viitor, Valravnbir Dai este cea mai mare structură construită vreodată, 68 de metri înălțime, cea mai rapidă 120 de km pe oră, are cel mai lung parcurs peste 1 km și cea mai vertiginoasă coborâre peste 65 de metri din istoria parcurilor de distracții. Echipa știrilor Elita TV vă propune să urmăriți cu sufletul la gură imaginile viitorului.